Nu blura niciodată datele confidențiale. O să vă arăt în următoarele momente cum acestea pot fi transformate din asta în asta. Programul pe care îl vom folosi se numește DeepX, iar codul sursă îl găsiți în linkul din descriere. Cum funcționează algoritmul din spate? Ei bine, știm că există un număr limitat de caractere, literele alfabetului, numerele și simbolurile. DeepX adună toate combinațiile posibile de două caractere de același font și mărime, iar dacă le blurăm mai apoi, putem ghici cea mai apropiată potrivire de combinații pentru fiecare parte a screenshot-ului nostru. Algoritmul își sporește eficiența dacă îi mai oferim o secvență cu aceleași combinații de caractere, dar cu spații între ele. DeepX o relează din consolă și s-ar putea ca pentru foarte mulți dintre voi să nu fie o metodă cu care sunteți familiari. De aceea, folosind codul sursă, am construit pe scheletul acestuia o interfață grafică. Aveți linkul de la proiect în descriere. Va trebui să apăsați pe code și să-l descărcați. Dezarhivați folderul oriunde în PC și accesați-l. Pentru a rula programul aveți nevoie de Python instalat în PC. Aveți în descriere un link spre tutorial. Odată instalat Python, puteți porni aplicația DeepX.gui.exe și cam așa ar trebui să arate. La prima pornire a programului, este obligatoriu să apăsați butonul Install the Required Packages, mai apoi puteți uita de el. După finisarea procesului, începe partea pentru care ne-am adunat aici. Apăsați pe Select Pixelated Image pentru a selecta textul pixelat. În mapa proiectului aveți niște imagini de teste pe care le voi folosi pentru acest video, însă voi puteți folosi propriile fișiere. Următorul pas este să selectăm un search file. Este important să selectăm o imagine din mapa Search Images, deoarece analizând această imagine, algoritmul își va da seama cum să o proceseze pe cea pixelată. Și de preferat este ca aceasta să fie cât mai asemănătoare de imaginea cu textul pixelat. Pentru imaginea mea voi selecta penultimul fișier. La Select Output Folder, selectați unde vreți să fie salvată imaginea de pixelată. Eu voi selecta desktop-ul. După ce am făcut toate selecțiile, puteam apăsa butonul de Pixelate Image. S-ar putea să dureze câteva minute, depinde și de performanța PC-ului și de complexitatea textului. Odată finalizat procesul, vedem că am primit un mesaj de confirmare. Dacă accesăm locația de output, găsim rezultatul. Știu, nu este complet depixelată, dar este citibil. După cum putem observa, tehnologia respectivă poate desecretiza informații confidențiale destul de simplu. Internetul este plin de texte acoperite cu filtre pixelate, iar toate acestea sunt în pericol în momentul de față. Chiar și eu am făcut această greșeală în trecut. Deci nu uitați ca data viitoare să vă acoperiți informațiile cu o culoare opacă.